Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru prezența la conferința noastră de presă. Vreau să vă aduc la cunoștință câteva informații de interes public ale Biroului Electoral Județean de Circumscripție numărul 20 Gorj. Înainte de toate, vrem să vă informăm că sâmbătă, la ora 18, președintele Biroului Electoral Județean de Circumscripție numărul 20 Gorj, împreună cu alți reprezentanți ai biroului, au predat procesele verbale cu rezultatele alegerilor europarlamentare și ale administrației publice locale din județul nostru la Biroul Electoral Central, care a validat rezultatele alegerilor din județul Gorj. Sunt și foarte multe contestații care încă sunt în lucru, cele care nu au fost soluționate de către Biroul Electoral Central și s-a considerat că este de competența Biroului Electoral Județean de Circumscripție numărul 20 Gorj, au fost restituite biroului nostru în vederea soluționării. Ultima ședință a Biroului Electoral Județean Gorj, în care au fost discutate contestațiile sau sesizările, a avut loc în data de 15.06.2024, la ora 10, când au fost discutate toate contestațiile înregistrate până la data de 14.06. În decursul zilei de astăzi și în decursul zilei de mâine vor fi două ședințe de lucru ale Biroului Electoral de Circumscripție numărul 20 Gorj, în care reprezentanții biroului își doresc să discute și să dea decizii pentru toate contestațiile care sunt la ora asta înregistrate la Biroul Gorj, Electoral de Circumscripție numărul 20 Gorj. De asemenea, se mai pot face contestații pe toată perioada în care Biroul Electoral de Circumscripție numărul 20 Gorj funcționează, perioada care este decisă de Biroul Electoral de Circumscripție din țara noastră. Mergem mai departe și în momentele următoare vreau să vă aduc la cunoștință rezultatele oficiale de la Consiliul Județean Gorj și cele pentru președintele Consiliului Județean Gorj. Începem cu Consiliul Județean. E vorba de centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean Gorj. Dintr-un număr total de alegători care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală, vorbim de 168.086 de persoane, numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 161.023 de persoane, iar voturi nule au fost 6.961. În urma voturilor gorjenilor, rezultatele sunt următoarele. Partidul Social Democrat a obținut 74.504 voturi pentru Consiliul Județean, un procent de 46,27%. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, 1.538 de voturi valabile exprimate, reprezentând un total de 0,96%. Partidul Național Liberal a obținut 42.918 voturi valabile exprimate, reprezentând un total de 26,65%. Alianța pentru Unirea Românilor a obținut 22.568 de voturi valabile exprimate, însemnând 14,02%. Alianța Național Creștină a obținut 646 de voturi, reprezentând 0,40%. Alianța Dreapta Unită, USR-PMP, a obținut 6.836 de voturi, reprezentând 4,25%. Partidul Verde a obținut 3.615 voturi, reprezentând un procent de 2,25% din totalul voturilor exprimate. Partidul Ecologist Român a obținut 939 de voturi, reprezentând 0,58% din totalul voturilor exprimate. Partidul SOS România a obținut 4.007 voturi valabile exprimate, un procent de 2,49%. Partidul Umanist Social Liberal
1851 de voturi, reprezentând 1,15%, iar Partidul România Mare a obținut 1601 vot, reprezentând un procent de 0,99%. În urma voturilor exprimate de cetățenii din Gorj, trei partide au reușit să facă pragul pentru accederea în Consiliul Județean Gorj. E vorba de Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unirea Românilor. În urma voturilor primite, Partidul Social Democrat a obținut 15 mandate de consilier județean, Partidul Național Liberal 9 și Alianța pentru Unirea Românilor 4. Iar în urma redistribuirii, situația finală este următoarea. Partidul Social Democrat 16 mandate atribuite pentru acest partid, Alianța pentru Unirea Românilor 5 mandate atribuite, deci încă un mandat în plus la redistribuire, iar Partidul Național Liberal rămâne cu 9 mandate de consilier județean și foarte repede o să vă citesc și persoanele care au obținut un mandat în urma alegerilor desfășurate pe 9 iunie în Gorj. Din partea Partidului Social Democrat, Popescu Cosmin Mihai, Davițoiu Dragoș Virgil, Niculescu Bogdan, Cornoiu Sabin, Bordușanu Constantina Anca, Nichifor Gheorghe, Cuțitoiu Marius, Bucălete Gheorghe, Călinoiu Ion, Rușeț Ion, Mrejeru Marcela, Hanu Dorin, Miseilescu Maria, Semănaru Codruț Marius, Brăilă Dumitru și Tălău Ioana. Din partea Partidului Național Liberal, Ion Iordache, Iulian Vasile Popescu, Robert Dorin Filip, Ionuț Alin Cărăgui, Elena Gabriela Târsu, Ion Liviu Cotoșman, Claudiu Gabriel Soare, Daniel Burlan, Elena Andra Firan, iar din partea Alianței pentru Unirea Românilor, AUR, Adrian Zorlescu, Ionelia Florența Priescu, Vasile Mircea Ceambur, Ștefan Geamănu și Ionuț Alin Dodenciu. Pentru poziția de președinte al Consiliului Județean, din numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 168.086 au fost considerate voturi valabile exprimate 161.569 și 6.430 au fost voturi nule. Pentru poziția de președinte al Consiliului Județean, Cosmin Mihai Popescu, reprezentantul Partidului Social Democrat, a obținut 74.499 de voturi, reprezentând un procent de 46,11% din totalul voturilor exprimate. Domnul Ion Iordache, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 47.191 de voturi, reprezentând 29,21% din totalul voturilor exprimate. Domnul Adrian Zorlescu, de la Alianța pentru Unirea Românilor, 20.470 de voturi, reprezentând 12,67%. Domnul Constantin Pănescu, candidatul Alianței Național Creștine, a obținut 919 voturi, un procent de 0,57%. Domnul Nicolae Davițoiu, candidatul Alianței Dreapta Unită USR-PMP, a obținut 7.776 de voturi, un procent de 4,81%. Domnul Marcel Petrică Iacobescu, candidatul Partidului Verde, a obținut 4.143 de voturi, reprezentând un procent de 2,56%. Domnul Alexandru Marius Motohonu, candidatul Partidului SOS România, a obținut 3.685 de voturi, reprezentând un procent de 2,28%. Domnul Dumitru Miroiu, candidatul Partidului Umanist Social Liberal, a obținut 1.386 de voturi, reprezentând un proces de 0,86%, și domnul Raul Dumitru Ștefăniță, candidatul Partidului România Mare la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, a obținut 1.500 de voturi, reprezentând 0,93%. La
La consiliile locale din județul nostru, din 168.086 de gorjeni care s-au prezentat la urne, 162.094 de voturi sunt considerate valabile exprimate și 5.905 voturi au fost declarate voturi nule. Partidul Social-Democrat a obținut 72.135 de voturi valabile exprimate, Partidul Național Liberal a obținut 42.425 de voturi valabile exprimate, Alianța pentru Unirea Românilor 20.674 voturi valabile exprimate, Alianța Dreapta Unită USR-PMP 5.813 voturi, Uniunea Salvați România 5.404 voturi, Partidul Verde 3.494 de voturi, candidații independenți au obținut 3.398 de voturi, îmi cer scuze, Partidul SOS România a obținut 1.784 de voturi, Partidul Pro-România 1.433, Partidul Umanist Social Liberal 1.323, Partidul Ecologist Român 996, Partidul Mișcarea Populară 924, Partidul Forța Dreptei 800 de voturi, Partidul România Mare 519 voturi, Asociația Partida Romilor Pro-Europa 420 de voturi, Alianța Național Creștină 210 voturi, Uniunea Democrată Maghiară din România 144 de voturi, Acțiunea Conservatorilor Români 74, Partidul Renoim Proiectul European al României 71 și Partidul Mișcarea România Suverană 53 de voturi. În total, în județul Gorj, Partidul Social-Democrat a obținut 420 de mandate de consilieri locali, Partidul Național Liberal 221, Alianța pentru Unirea Românilor 123, Uniunea Salvați România 36, Alianța Dreapta Unită USR-PMP 17, Partidul Pro-România 8, Partidul Mișcarea Populară 7, Partidul Verde 5, candidați independenți 4 mandate, Partidul Ecologist Român 4 mandate, Partidul Umanist Social Liberal 3 mandate, Forța Dreptei 3 mandate, Asociația Partida Romilor Pro-Europa 2 mandate, Uniunea Democrată Maghiară din România 1 mandat, Partidul România Mare 1 mandat, Partidul SOS România 1 mandat, iar următoarele partide nu au obținut niciun mandat. E vorba de Partidul Renoim Proiectul European al României, Partidul Mișcarea România Suverană, Alianța Națională Creștină și Acțiunea Conservatorilor Români. În ceea ce privește mandatele de primar, la nivelul județului Gorj au fost 168.086 de alegători prezenți la urne, au fost 162.967 voturi valabile exprimate și 5.028 de voturi nule. Dintre voturile exprimate pentru funcția de primar, 81.695 au fost către reprezentanții Partidului Social-Democrat, 50.055 către reprezentanții Partidului Național Liberal, 15.076 către reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor, 4.578 pentru Alianța Dreapta Unită USR-PMP, 3.725 pentru reprezentanții Partidului Verde, 2.206 Uniunea Salvați România, 1.891 pentru candidații independenți, 864 pentru Partidul SOS România, 616 pentru Partidul Ecologist Român, 600 pentru Partidul Umanist Social Liberal, 559 pentru Partidul Pro-România, 452 pentru Partidul Mișcarea Populară, 322 de voturi pentru Partidul Forța Dreptei, 202 voturi pentru Alianța Național Creștină, 105 voturi pentru Uniunea Democrată Maghiară din România și 21 de voturi pentru Acțiunea Conservatorilor Români. În total, din cele 70 de mandate de primar din județul Gorj, Partidul Social-Democrat a obținut 50 de mandate, Partidul Național Liberal 17 mandate și Alianța pentru Unirea Românilor 3 mandate.
Acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le prezentăm astăzi. Ne dorim ca cel târziu în 2 zile să putem să organizăm o conferință de presă în care să prezentăm situația în toate OAT-urile din județul Gorj privind alegerile locale pentru alegeri parlamentare. Știți foarte bine, am prezentat această situație săptămâna trecută, pe sfârșitul săptămânii. Astăzi am prezentat Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean și peste 2 zile vrem să prezentăm situația în toate OAT-urile din județul Gorj. Vă mulțumesc frumos, aștept întrebări din partea dumneavoastră. Încep eu. Dumneavoastră, acum, în ce calitate țineți conferința de presă? În calitate de purtător de cuvânt al Biroului Electoral Județean de circunscripție numărul 20 Gorj. Printr-o decizie pe care președintele Biroului Județean de circunscripție a dat-o acum, la începutul săptămânii trecute, chiar după alegeri. S-a vorbit foarte mult zilele acestea despre rolul prefecturii în alegerile din 9 iunie. Care este rolul prefecturii în aceste alegeri, în acest scrutin? Da, am văzut și eu că a apărut în spațiu public faptul că instituția prefectului a organizat alegerile. Este o informație eronată. Instituția prefectului are rol de suport pentru organizarea alegerilor în județul Gorj, dar, mă rog, putem să extrapolăm și să discutăm că acesta este rolul instituției prefectului în toate județele din țara noastră. Ele sunt organizate într-o colaborare cu Biroul Electoral Central și cu Autoritatea Electorală Permanentă. Datele statistice pe care dumneavoastră ni le-ați prezentat sau datele pe care ni le-ați prezentat sunt unele provizorii sau sunt finale? Ținând cont că, și spunea dumneavoastră, sunt foarte multe sesizări, foarte multe sesizări și autosesizări, chiar au fost câteva autosesizări din partea dumneavoastră, acestea sunt datele finale, adică datele oficiale? Da, sunt datele finale care au fost validate, așa cum spuneam în debutul conferinței de presă de astăzi, de Biroul Electoral Central, în cursul zilei de sâmbătă, atunci când președintele Biroului Electoral Județean Gorj a mers la București, însoțit de colegi din Biroul Electoral Județean de circumscripție, de Biroul Electoral Central. În baza ce au fost validate, ținând cont că nu sunt, sunt niște procese verbale acolo nesemnate de către reprezentanții a 3 partide, dacă nu mă înșel, a 3 formațiuni politice, ținând cont că zilele acestea s-a vorbit foarte mult despre vicierea rezultatului, fapt dovedit într-o secție din municipiul Târgu Jiu, secția 6, unde voturile au fost puse din pix, nu dintr-o mică eroare, cum prezenta președinta secției sau mai știu cine de pe aici, de pe la voi. De asemenea, nu știm ce s-a întâmplat la Bălești. Deci cum au fost validate atâta timp cât există suspiciuni de viciere a rezultatului? Cine hotărăște acest? La Bălești, să le luăm pe rând. La Bălești am prezentat în conferință de presă rezultatele verificărilor. Nu mai am acum datele la mine, dar dacă vreți, pot reveni. Ele au fost prezentate, au fost, cred că, nu știu, 3 sau 4 voturi. Influențează cele 3 sau 4 voturi? Dar de unde știți dumneavoastră că nu influențează? Pentru că sunt 3 sau 4 voturi de la Bălești, de la Bălești, care erau trecute la voturi anulate și care, de fapt, au fost validate. Au fost bune. Da. Deci nu influențează, este viciere de rezultat. Pe procesul ăla verbal nu bătea cu ceea ce era în realitate. Dacă luăm la nivelul județului Gorj, ce se întâmplă cu toate secțiile de votare? Cum să validați niște, niște alegeri care au fost viciate în cel puțin 2 secții pe care le-ați desfăcut în fața presei? Da, haideți să răspundem la toate întrebările ca să fie un dialog constructiv. Spuneați de Bălești, rezultatele de la Bălești au fost prezentate. Spuneați, au fost prezentate în urma renumărării. Și ce s-a întâmplat? Ce ați constatat? Că au fost, v-am spus, 3 sau 4 voturi din cele declarate nule care valabile. De fapt au fost valabile. În dreptul unei formațiuni politice. În dreptul mai multor formațiuni politice. N-a fost doar, deci n-a fost doar către cele de la Bălești. Nu cred că dacă... Nu,
consider că este cel mai potrivit termen acesta pe care îl folosiți dumneavoastră, viciat. Dar să mergem mai departe. Nu trecem așa ușor peste o secție. Gândiți-vă că este o secție din cele 300. Sunt de acord cu dumneavoastră. La fiecare secție s-au constatat către 3 voturi, cum ziceți dumneavoastră, deși în partea cealaltă au fost inversate de la lua mama dracu la secția 6, constatăm că tot procesul de votare la nivelul județului Gorj a fost viciat. Cum să le considerăm pe alea 3? La secția 6, într-adevăr... Nu, spuneți-mi alea de Bălești, că spuneați dumneavoastră. Cum le considerăm? Ce să zicem acolo? Cum să trecem noi, jurnaliștii, în... Ce s-a întâmplat? Trei voturi nu le-au devenit bune dintr-o dată. Cum notăm noi acest lucru? Cum îl marcăm? Este activitatea circumscripției electorale Bălești și a fost, implicarea și decizia membrilor din comisie, din secția de votare, cred că 159 și 161 Bălești, că despre cele două secții vorbim, și au fost deciziile reprezentanților partidelor politice să se ajungă în punctul acesta. N-aș vorbi despre viciere, repet, este o poziție personală pentru ce s-a întâmplat la Bălești. Trei voturi nu le-au devenit dintr-o dată bune la o secție, la două secții. Cum îl definim? Dați-mi dumneavoastră definiți sau duceți-vă și chemați la conferința de presă președinta de la BEC sau BEC și ăla. Să ne spună dumneavoastră, e juristă, nu? E avocat, ce? Sigur, da. Păi chemați să ne spună cum definim noi termenul ăla, cum scriem în presă. O să nu pot să vorbesc eu în calitate, pentru că eu nu sunt membru în biroul electoral județean și n-am fost parte la aceste discuții, eu doar comunic din partea biroului electoral județean. Nu sunt atunci când se discută aceste spețe. Noi putem să spunem că a fost viciat rezultatul. Dumneavoastră puteți să spuneți perfect ce vreți dumneavoastră. Câte contestații au fost depuse până în data de 14? Ce pot eu să fac în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră este să merg și să solicit un răspuns din partea doamnei președinte. Mai punem noi un scaun și poate să răspundă direct. Vorbeați mai devreme de faptul că reprezentanții unor partide politice n-au semnat procesele verbale finale. E adevărat, e vorba de biroul electoral județean, care are 15 membri și aceste procese verbale n-au fost semnate de reprezentanții Partidului Național Liberal, de reprezentantul partidului USR și de reprezentantul partidului PMP, Mișcarea Populară. La fel s-a întâmplat și la circumscripția municipală numărul 1 Târgu Jiu, care are 11 membri de această dată și din cei 11 membri, 3 membri nu au semnat procesul verbal final. E vorba la fel de reprezentanții Partidului Național Liberal, Partidului Mișcarea Populară și Partidului USR, Uniunea Salvați România. Ce se întâmplă în acest moment dacă nu sunt semnate procesele verbale? Înțeleg conform legii că aceste procese verbale nu trebuiau să fie semnate neapărat de toți membrii. Ele au fost semnate de ceilalți membri din biroul de circumscripție municipală Târgu Jiu sau și din biroul de circumscripție județean numărul 20 Gorj. Au fost înaintate către biroul electoral central, au fost verificate datele din procesele verbale și sâmbătă, așa cum vă spuneam și mai devreme, în decursul orei 18, au fost validate de către biroul electoral central procesele verbale primite de la Gorj. Dacă mergem pe același principiu, să înțelegem că tot așa, de ochii lumii, au fost și procesele verbale făcute între reprezentanții secțiilor de votare și circumscripțiile electorale când s-au predat sacii. Erau obligatorii niște procese verbale? Da, și înțeleg că există aceste procese verbale. Nu există, că n-au existat. Cel puțin la o secție n-au existat. Erau obligatorii sigilii pe saci? Conform legii, da. Și nu au fost. Am prezentat, dacă vă aduceți aminte, pe pagina de comunicare a Instituției Prefecturi, acolo unde comunicăm, am prezentat exact litera legii și paragrafe din legea privind organizarea alegerilor și acolo, dacă urmăriți, o să vedeți că este obligatoriu să existe sigiliu. Și dacă nu au fost filmate în direct, știți și dumneavoastră, exemplu secției 6, unde n-a fost nici sigiliu, unde nu s-a găsit nici procesul verbal, ce se întâmplă conform legii? Aici e o întrebare la care nu pot să vă răspund doamna acum, dar vă promit că imediat cum terminăm conferința de presă, o să merg să iau aceste date și revin imediat cu ele pentru a vă da răspunsul pe care dumneavoastră îl solicitați.
Câte contestații sau sesizări au fost depuse până în data de 14 și câte au fost aprobate? Au fost depuse 25 de, vorbim până în data de 14, până în data de 14, pentru că de acolo s-au mai depus. Au fost depuse 25 de contestații. Cred că 3 dintre ele au fost trimise către birou, direct de Biroul Electoral Județean de Circumscripție, către birourile locale de circumscripție, cum este cazul Băleștiului, cum este cazul secției numărul 6 de la Târgu Jiu, care a fost transmis către Târgu Jiu. Celelalte au fost transmise către Biroul Electoral Central, marea majoritate a celor 25 de sesizări sau reclamații, și Biroul Electoral Central a răspuns la 2 dintre acestea. E vorba de sesizarea depusă de domnul Gigel Gianu la Motru, de sesizare depusă de Partidul Național Liberal. Acea sesizare a fost respinsă de Biroul Electoral Central la București ca fiind nefondată, dar oricum este un răspuns care vine direct către cel care, către petiționar, către cel care trimite sesizarea. Deci n-a ajuns la noi, la Biroul Electoral Județean de Circumscripție, acest răspuns. Și în afară de asta, Biroul Electoral Central a retransmis către Biroul Electoral de Circumscripție numărul 20 Gorj toate sesizările care fusese transmise de aici către București, considerând de competența Biroului Județean de Circumscripție să răspundă la aceste sesizări. Pe care de consecință, la ora 2 astăzi o să înceapă prima ședință a Biroului Județean de Circumscripție numărul 20 pentru a veni cu un răspuns la sesizările primite, și mâine, pentru că vorbeam mai devreme că s-au mai depus și alte sesizări după perioada de 14 și cred că acum o parte din ele au fost soluționate, o parte dintre ele vor fi soluționate astăzi și mâine, când colegii din Biroul Electoral Județean de Circumscripție numărul 20. Câte favorabile și câte nu? Păi, e interesant procentul. Depinde la ce ne raportăm favorabil. Dacă ne raportăm favorabil în sensul să dea curs acelor cereri, sesizări, să se renumere voturile, să se verifice procesele verbale, s-au făcut sesizări cu privire la faptul că procesele verbale au fost semnate în alb, da? E legal? Nu. Nu este legal. Cum să fie legal? Voiam să știu dacă lucrurile astea au fost, adică s-a dat curs acestor lucruri sau s-au respins. Până acum s-a dat curs sesizării venite de la Bălești și au fost renumărate voturile în cele două secții. Vorbeam mai devreme despre asta. Și s-a dat curs unei sesizări venite de la președinta secției de votare numărul 6 Târgu Jiu, care a întocmit un raport prin care a înștiințat Biroul Electoral Județean de Circumscripție numărul 20 de faptul că în noaptea în care s-au încheiat procesele verbale după alegerile din 9 iunie au fost inversate voturile Partidului Național Liberal și UDMR. În speță, voturile pe care Partidul Național Liberal l-a obținut în funcția de președinte al Consiliului Județean au fost trecute la UDMR și cele obținute de UDMR au fost trecute la PNL, au fost inversate. Acestea două au fost deja soluționate până acum și vă spuneam că în decursul de astăzi și cel târziu mâine, în funcție și de numărul lor și de cât de mult se va discuta pe aceste spețe, vor fi soluționate toate sesizările și îmi doresc ca mâine sau cel târziu poi mâine să avem o conferință de presă în care să expunem toate sesizările, să expunem și soluțiile care s-au luat de Biroul Electoral Județean de Circumscripție sau acolo unde a fost cazul de birourile de circumscripție locală din zonele de unde provin petițiile și de asemenea să prezentăm toată situația în fiecare comună, oraș sau municipiu din județul nostru. Bine, ca o concluzie a conferinței, adică cel puțin o concluzie a mea, puteau să semneze procesele alea verbale formațiunile politice, nu puteau să le semneze, puteau să nu le semneze, dar ideea e că se validau oricum rezultatele în ciuda lucrurilor care au apărut vizibil, da? Tangibil, să spunem așa, peste tot.
viciere de rezultat la școala 6, viciere de rezultat la Bălești. Deci reprezentanții formațiunilor politice nici nu trebuia să mai vină să semneze procesele verbale, că oricum se validau aceste voturi, rezultatul votului pe care l-aveți în momentul ăsta, în ciuda celor relatate mai devreme. Nu? E concluzia dumneavoastră. Păi și dumneavoastră ce concluzie trageți? Că reprezentați o instituție. Trebuie să veniți în fața cetățenilor să le spuneți, dragi cetățeni, la școala 6 s-au descoperit alea, la Bălești s-au descoperit 3 voturi, nu le 3 le-am pus validate, cine știe ce mai fi în județ, dar e bine cum zicem noi, nu asta e concluzia. Da, aceste voturi nu le-am pus noi, sau mă rog, ele au fost puse de comisia care exista în secția de votare numărul 139, mai puțin, să pot să-mi termin și eu ideea. Numărul 139, chiar nu mă interesează. Păi nu, dar contează foarte mult, pentru că aceste lucruri au fost puse în altă parte decât ar fi trebuit. Aceste lucruri, foarte adevărat, aceste lucruri au fost văzute aici, la biroul județean de circumscripție, și acolo unde a fost cazul, au fost renumărate voturile pentru a se... În toate secțiile a fost cazul, domnul Gârbaciu, a renumărat doar în două secții. Este decizia reprezentanților biroului electoral județean de a decide unde se renumără. Se mai scoateți afară, că poate nu văd ce se întâmplă. Stau acolo în birou și sunt orbiți așa de acte și de astea. Să vadă ce se întâmplă. Tirurile, au plecat tirurile cu voturile. De ce au plecat? Tirurile cu voturile au plecat pentru că se terminase procesul de validare a proceselor verbale de către reprezentanții statisticii. Este un flux. Și după ce... Da, au plecat nesigilate, împrăștiate pe acolo voturile cu sacii rupți. Mă rog, da, nu știu. Păi se văd pe filmări, pe toate filmările se văd lucrurile astea. A verificat cineva? Cine trebuia să verifice în mod normal toate lucrurile astea? Atunci când au ajuns la... Când au plecat. Când au plecat de aici, au mers direct către judecătoria Novaci. Și a verificat cineva acolo ce stare au plecat. Acolo este decizia... președintele Tribunalului Gorj, ca voturile să meargă către judecătoria Novaci, acolo vor fi depuse. Ele au fost transportate sub pază militară, toată această distanță, și firește că atunci când au ajuns la judecătoria Novaci, au fost la fel predate cu un proces verbal de predare primire. E interesant acel proces verbal de predare primire, îl avem? Putem avea acces la el? Îl avem cu siguranță. Mă gândesc că sunt informații de interes public, pe toți dintre noi ar trebui să ne intereseze lucrul acesta și nu cred că este o problemă să putem să-l facem public, cum la fel, așa înțeleg că ar trebui să se întâmple și cu... 6, că nu le-au mai găsit. Și poate le-au găsit cei de la Novaci, să noteze în procesul ăla verbal, ia să-i întreba, sau poate ne arătați procesul verbal. Sigur, o să solicit această informație și o să vă pun la dispoziție. Bine. Bun. Alte întrebări? Nu mai avem, mulțumim!